Antrenorul echipei de Liga a doua Rapid Suceava, Bogdan Tudoreanu, a fost reconfirmat pe banca tehnică a formației. Bogdan Tudoreanu a început conferința de presă de joi, vorbind despre eșecul usturător din runda precedentă de la Pitești. Am pierdut fără drept de apel. Am întâlnit o echipă bună, zic eu, dar și lipsa noastră de prospețime și-a spus cuvântul și a făcut ca diferența de scor să fie atât de mare. Eu personal îmi asum în totalitate acest eșec, pentru că am făcut două greșeli, zic eu, din punctul meu de vedere. Am jucat jocul cu Botoșaniu Miercuri și n-am cerut conducerii să facem deplasarea cu o zi înainte, cu două zile înainte, de fapt. Plecăm de joi și iar una peste alta, oboseala și-a spus cuvântul. Ați văzut, băieții n-au fost proaspeți. Și cred eu că nu au nicio vină, v-am zis, vina aparține în totalitate. Nu au nicio vină în acest rezultat. Am fost ieri, am discutat cu președintele, cu domnul Klim, i-am zis dacă este necesar să aducă pe altcineva, să continue în continuare până la sfârșitul campionatului. Au zis că până la sfârșit mergem în aceeași formulă, iar la sfârșit va face o analiză și va vedea ce a fost bine și ce nu în acest sezon. În altă ordine de idei, personal, v-am zis, eu sunt mulțumit de ceea ce am realizat anul acesta, împreună cu colegii mei și cu acești băieți. Am reușit ca în pauză de iarnă unul dintre jucători să plece la Liga 1. Am reușit să aducem lumea la stadion și să jucăm un meci cu 6.000 de spectatori în tribună și mă refer la meciul cu Gazmetan. În Cupa României am avut un parcurs bun, am reușit să scoatem o echipă de Liga 1 și la meciul cu Petrolul, zic eu, am ieșit cu capul sus, nu ne-am făcut de râs, am făcut un joc frumos și bun. Iar în privința campionatului, am stat pe primele trei locuri tot sezonul, de la început până la sfârșit. Performanță care nu știu dacă în ultimii 10 ani au avut-o vreuna din echipele de fotbal din Suceava. Golgheterul Mircea Negru a ținut să facă și el câteva precizări pe marginea acestui subiect. La Academic am avut 5 absenți de bază, ca să zic așa, Rohețchi, Semeghin, Srijan, Velescu, Băgu, plus Smurariu, care 4 zile la rând a luat antibiotic și a jucat cu antibiotic, deci am jucat efectiv în 10 oameni, după care a fost și eliminarea lui Alex. Nu spun că asta este o scuză, dar mai punem și drumul de 10-11 ore într-un autocar care nu este unul de cele mai bune autocare din lume, cu genunchii la piept, 11 ore și dimineața la ora 11 trebuie să joci cu o echipă care își permite să țină rezervă un jucător ca Vezan, care a jucat atât timp și el la Liga 1. Iar noi pe bancă, dacă mă uitam, nu știu dacă aveam 2-3 schimbări, nici măcar nu eram 18 în lot. Și eu zic că acest lucru contează foarte mult. În continuarea discursului său, atacantul Rapidului a vorbit pe șleau despre problemele financiare cu care se confruntă gruparea suceveană. Noi nu avem un teren de antrenament unde trebuie să ne pregătim. Noi am atins mingea prima oară în martie, a fost prima întâlnire cu mingea. Cei la Academică, cei la voluntari au fost plecați prin Antalya, prin Cipru, nu știu unde au fost plecați. Și având în vedere și toate aceste lucruri, eu zic că cât timp s-a putut, ne-am bătut legal cu ei. Și trebuie, cum a spus și Ted, s-a văzut și la meciul de acasă cu cei de la voluntari, că dacă nu ne furau arbitrii, eu zic că dacă ne dea penalti până la pauză și om eliminat, Maxim, care avea un galben, dacă dea doilea galben, eu zic că și băteam. Ar trebui și dumneavoastră, ca și ziariști, să ne luați apărarea mai mult în presă, pentru că eu zic că anul ăsta, până cât s-a putut, s-a făcut un tur de campionat foarte bun și returul, primele două etape care s-au câștigat, dar asta s-a putut anul ăsta. Sperăm, acum, în ultimele meciuri care mai sunt, să demonstrăm că tot noi suntem cei care am făcut 40 de puncte sau câte puncte mai sunt acum și nu alții, să scoate câte din meciuri care au rămas. Și de la vară să vedem ce să fie, pentru că mai este și o altă problemă care iarăși nu discută nimeni și vreau să o spun acum. Noi nu am luat o primă din decembrie. Discuția care am avut-o, nu numai eu, și toți fotbaliștii care sunt la Suceava, salariile sunt cele mai mici din serie și s-a pus accentul pe primele mai mari. Și asta este motivația tuturor jucătorilor, să ia bani, să ia prima de joc. În schimb,
nu s-a putut lua aceste prime pentru că încă n-au venit banii de la primărie. Noi am înțeles treaba asta. Dar contează și treaba asta. Una este când câștigi astăzi și săptămâna viitoare ții prima de joc și una este când câștigi astăzi, pierzi și nu se știe dacă mai e vreo primă, pentru că nu sunt bani, știm cu toți. Domnul Clim nu are nicio vină, a băgat foarte mulți bani de la dânsul, nu mai poate nici dânsul să susțină, nu mai are de unde. Ar trebui să facă ceva, părerea mea, de la anul încolo, să facă altfel de buget sau să dea banii până în mai. Nu trebuie să stăm din decembrie până în mai fără bani. Îți ajuns cât câte cheltuieli sunt. Și e greu. Băieții fără bani, sunt, vă spun sincer, că sunt băieți care au venit, cum e Romeo de la Slobozia sau Sfrijan de la Brașov sau de unde au venit. Vin până la Suceava să facă foame la Suceava. S-a ajuns în Liga a doua să mor de foame. Treaba asta nu mai spune nimeni. Și eu zic că condițiile care sunt și banii care sunt la echipa asta, suntem foarte bine. Pe locul 3 acolo sus, mă uit la alte echipe cu salarii mult mai mari și cu mai mulți bani, sunt mult mai jos decât noi. Haideți să privim și partea bună a lucrurilor. În ciuda acestor probleme, albivișinii dau asigurări că vor face tot ce le stă în putință pentru a câștiga meciul de sâmbătă de pe Areni împotriva liderului FC Voluntari. Totul, zic eu, din punctul meu de vedere, s-a rupt de la jocul cu Voluntari, un joc pe care eu cred că băieții au făcut unul dintre cele mai bune jocuri de pe teren propriu. Am avut posesie, am avut ocazie, am fost peste ei, zic eu, și cred că și voi, cei care ați fost la meci, nu. În punctul meu de vedere, jocul a fost decis de o greșeală de arbitraj. Lotul, v-am zis, este cum este, și accidentările, și suspendările. Rohețchi a renunțat din motive financiare și a pus și un lucru normal, a pus familia pe primul loc și a plecat în Anglia. Acum vedeți că suntem și într-o așa o pasă proastă, zic, că nu prea ne iese nimic, dar sper că băieții să aibă așa o sclipire, așa, cel puțin în meciul de sâmbătă și să reușim să facem un rezultat bun. Nu va fi ușor, pentru că ei sunt o echipă motivată, spre deosebire de noi, sunt o echipă motivată, care au un obiectiv, sunt pe primul loc și probabil vor fi mai motivați decât noi, dar eu cred că și băieții se vor concentra și în meciul de sâmbătă și sper să facem un joc frumos și un rezultat pe măsură. Mircea Negru nu a uitat modul în care au decurs ostilitățile în partida din 21 martie și spune că este dornic de revanșă. Vis-a-vis de meciul de sâmbătă, eu vă promit că sâmbătă o să fie un meci foarte frumos, cum a fost și cel dat trecut cu cei la Voluntari. Ne dorim să câștigăm, nu știu de acasă, dorim să le câștigăm, nu vrem să facem egal, vrem să câștigăm. Să arătăm că, într-adevăr, suntem cei care suntem locul 3. Dragoș Sfrijan a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai grupării sucevene în turul campionatului, dar a jucat prea puțin în sezonul de primăvară din cauza unor accidentări. Mijlocașul venit astăvară la Suceava de la Dunărea Galați este în sfârșit complet restabilit și va fi apt de joc pentru confruntarea de sâmbătă de pe Areni cu FC Voluntari. Părerea mea că suntem un grup destul de bun, chiar știm să ne mobilizăm foarte bine la meciurile importante și eu chiar cred că vom reuși să scoatem cele 3 puncte. Din punct de vedere medical, da, chiar sunt apt. De săptămâna trecută am început să fac alergări și săptămâna aceasta m-am băgat cu echipa la program normal. Nu mai am nicio problemă la picior.